Așa, Ramzes, negru, care este cel mai așa mușcat, Tigruț, Zefirca, Calypso, Zoro, Vincent, Musia, Emiliuța, Liliuța, Olivușca, Iris, Greta și Lucky. Așa, deci ai îndoiat 13 degete, asta înseamnă că tu, stai, și tu locuiești cu ele? Da. Cu toate 13. Cu toate 13. Stați împreună. Stăm împreună. Ea este Ecaterina, Ecaterina Luțișina, iar ele, cele 13, sunt pisicele ei. Cum ați ajuns să stați împreună? Inițial, eu am avut o pisică, prima mea pisică. Din păcate, s-a întâmplat o tragedie. Eu am suferit foarte tare după asta și ca să mă asigur că o să mai am pisici, în caz că se mai întâmplă o tragedie, am decis să adopt deodată trei. Trei, s-a început cu trei. S-a început cu trei. Și peste un timp am făcut cunoștință cu Daniela Herța din inițiativa Adoptă un prieten. Am fost de acord să iau la întreținere temporară o pisică și așa s-a început aventura în care timp de o vară am adunat peste 10 pisicuțe. Mai ești dispusă să le dăruiești? Sau? Nu. Deja nu. Nu. Deci cumva cifra asta de 13 pisici a rămas fix înainte de război. S-a început războiul, eu m-am implicat în voluntariat în Moldova pentru pace și ele m-au ajutat enorm să fac față stresului muncii în domeniul umanitar și pe parcurs am început să descoper personalitatea fiecare dintre ei și sunt extraordinare. Adică eu chiar știu după mieunat, după felul în care în litier sapă, după felul în care aleargă, deja eu știu exact cine este cel care face asta și na, am o relație specială cu fiecare dintre ele și n-aș putea să le dau, chiar dacă este foarte greu financiar să întreții atâtea pisici, dar ceea ce primesc eu de la ele este de neprețuit. Pot să te întreb dacă tu subînchiriezi la ele sau ele la tine? Cred că eu la ele. Ele fac regula în casă, să înțeleg. Desigur, inclusiv și când gătesc ceva de mâncare. Da. Mi se pare că podcastul ăsta așa se transforme în podcast despre pisici. Fica mea o să fie... Dar nu, acest episod nu este despre pisici. Trebuie să spun asta chiar dacă risc să-i dezamăgesc pe iubitorii de feline. Acest episod este despre Ecaterina, activistă pentru sănătate mentală, mare iubitoare de pisici, de mâncare gustoasă și de podcasturi. Eu când te-am sunat să te întreb dacă vrei să vii la acest interviu, te-am întrebat ce faci și ai spus că gătești și asculți un podcast. Ce podcast ascultai atunci? Eu ascult multe podcasturi. Deci am undeva, cred că vreo 5-6 care în perioada actuală eu le urmăresc și cum apare un episod nou, eu sunt super încântată și sar din pat ca să le ascult. Uite, acum nu-mi vine, eu o să-mi amintesc poate pe parcurs, dar este un podcast despre un medic ginecolog de la clinica de ginecologie, obstetrică ginecologie de la Universitatea Columbia din Statele Unite, care a abuzat sexual sute de paciente și practic este un podcast de investigație. E extraordinar. Eu sunt mare fan a podcasturilor investigații, am descoperit asta recent, mai ales când e vorba de cazuri de violență, abuzuri, de orice fel. Deci sunt pasionată. Știu că asta sună ciudat, dar... Dar de ce îți plac podcasturile? Ele mă ajută să găsesc puteri să merg mai departe. Sunt zile în care chiar nu am puteri să fac minimum necesar și, de exemplu, unul din podcasturile pe care le ascult cu fidelitate, Terrible Thanks for Asking, este exact podcastul acela care mă ajută să mă scol din pat, să mă duc să-mi gătesc ceva de mâncare, că am avut și perioade în care nici nu puteam să mănânc. Și atât în proces, eu spălam vasele, deci îmi puneam, da, podcastul, care durează de obicei cam o oră un episod, reușeam să spăl vasele, să gătesc ceva, să mănânc și la final, deci îmi dădeam seama, uite, am făcut o treabă bună, am mâncat, m-am și încărcat de un pic de energie, speranță, nu știu, ceva datorită podcastului și I did it, cum spune. Am supraviețuit și ziua asta. Bravo, Katia! Asta e cumva motivul pentru care și tu vrei să faci podcast?
Unul din motivele. Uh-huh. Este unul din motive. Un alt motiv este faptul că aș vrea să combat stigma care există față de persoanele cu tulburări mentale în Moldova și, cel puțin bazându-mă pe propria mea experiență de ascultătoare de podcasturi, eu am tras concluzia că istoriile umane, mai ales atunci când sunt povestite raw, da, așa crud cum este, și cu bune, și cu rele, și cu glume, și cu pe alocuri limbaj vulgar, și cu momente în care plângi, efectiv empatizezi cu persoana respectivă și cred că tocmai prin empatie reușești să depășești poate anumite prejudecăți care există. Te regăsești pe alocuri în istoria acelui om și îți dai seama, băi, da, uite, chiar nu e așa, nu este un monstru omul ăsta doar pentru că, nu știu, am văzut într-un film sau am citit într-un articol despre o tulburare mentală și mi se pare că trebuie să stau departe de acel om. De ce tocmai acest subiect? De ce vrei să contribui la reducerea stigmei privind persoanele cu tulburări mentale? Pentru că mă număr și eu printre persoanele care au o tulburare mentală. Eu am fost diagnosticată în anul 2019 cu tulburarea de personalitate borderline și de-a lungul acestor ani m-am confruntat cu discriminare pe alocuri și la locul de muncă și în societate și în spațiu medical, acolo unde nu te-ai fi așteptat, de fapt, să te confrunți cu astfel de prejudecăți și atitudini și e foarte dureros. E foarte dureros și te simți foarte singur, așa, momente. Ecaterina vorbește public, scrie pe rețelele de socializare despre cum e să fii o persoană cu o tulburare mentală de câțiva ani. Dar eu am cunoscut-o abia în această toamnă, la cursul de podcasting, unde ea este studentă. Motivația și nevoia ei de a face un podcast despre persoanele cu tulburări mentale este pe cât de personală, pe atât și de socială. Iar beneficiul ar fi pe cât de al ei, pe atât și de al nostru. Până acum, nu am cunoscut pe nimeni care vorbește public despre propria tulburare mentală și despre cum e să trăiești având o tulburare mentală. Trăim evitând să știm că acești oameni există. Chiar și cei care au tulburări de sănătate mentală se străduie să nu arate, se feresc să recunoască sau chiar să-și recunoască. De ce? De frică. Și dacă voi fi respins? Și dacă voi fi exclus? Și dacă voi fi luat în derâdere? Și dacă nimeni nu mă va crede? M-am întrebat ce știu eu despre cum se manifestă o tulburare mentală, despre ce înseamnă pentru oameni cu tulburări mentale efortul de a se integra într-o societate plină de prejudecăți despre sănătatea mentală în general. Mai nimic. Ce simt eu când vine vorba de persoane cu tulburări mentale? Prima reacție e de frică și dorința de a evita persoanele și subiectul. Curajul Ecaterinei de a vorbi public despre provocările ei, despre cum se vede lumea din perspectiva ei, mi-a dat și mie curaj să-mi înfrunt fricile. Mi-a trezit curiozitatea și nevoia de a înțelege mai multe. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici punem în cuvinte ceea ce trăim ca indivizi și ca societate, dar despre care, din diverse motive, nu vorbim clar, nu vorbim până la capăt sau preferăm să nu vorbim deloc. Aici încercăm să conștientizăm și să verbalizăm ceea ce păstrăm în inconștientul colectiv sau undeva la limita dintre conștient și inconștient. Pe scurt, aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Uite, tu acum vorbești deschis despre asta și spui foarte clar, aparent ușor spui, uite, am fost diagnosticată cu tulburare mentală, sunt o persoană cu o tulburare mentală. E așa cum pare? Cum e pe dinăuntru? Știi, întotdeauna, în așa situație, eu mi-amintesc de chestia asta care, sau îndemnul pe care l-auzi foarte des în preajma Zilei Mondiale de Prevenția Suicidului, că o persoană care are ideații suicidară sau o persoană care este într-o depresie foarte severă, nu întotdeauna apare
da, imaginea ei nu corespunde cu ceea ce poate fi în interior. Și de multe ori chiar și oamenii care suferă de aceste tulburări foarte bine maschează. Și eu am observat că eu la fel mă percep tare bine la mascat. Eu pot să zâmbesc, să par ok dintr-o parte, dar în realitate în interiorul meu se duc lupte foarte, foarte grele. Nu este ușor, chiar dacă iarăși, da, după tonul vocii, poate nu se simte, dar în realitate este pe alocuri foarte dificil. Au fost perioade când evitai să spui? Au fost câteva momente din astea, probabil când eram la un nou loc de muncă. Mai ales că cam de când am fost diagnosticată, m-a început o perioadă așa foarte turbulentă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea mea de muncă. Am fost nevoită să schimb joburi, să iau uneori pauze mai mici, mai mari, și eu mereu când începeam un job nou, prima și cea mai mare frică mea era să nu pierd jobul din cauza tulburării mele mentale, și nu atât a tulburării și a diagnosticului, cât a manifestărilor care ar fi putut să afecteze capacitatea mea de muncă, relația mea cu managerul sau managera, relația cu colegii, prezența și așa mai departe. Dar cum reacționează oamenii, iată, când spui așa clar, deschis, aparent calm, da, uite, sunt o persoană cu tulburare mentală, care sunt reacțiile pe care le-ai văzut în jur, le-ai simțit? Tăcere, de cele mai multe ori, sentimentul de disconfort. Disconfort că vorbesc atât de deschis despre o chestie care este încă un tabu. Și aici, apropo, aș vrea să... Apropo de disconfort, nu mai amintesc când eu citisem prima oară că ar trebui să ne învățăm să stăm cu disconfortul celorlalți, dar asta înseamnă că și noi înșine trebuie să ne învățăm să stăm cu disconfortul nostru, și dacă nu putem face asta, atunci ne este greu și atunci când cineva îți povestește un lucru care este nu tocmai plăcut, da, deci te simți așa, nu sunt sigur că pot să fac față acestor informații. Și este și frică uneori. Au fost și cazuri când era curiozitate și tare am apreciat lucrul ăsta, când oamenii mă întrebau, dar cum se manifestă, dar cum faci față? Ai simțit vreodată admirație, apreciere pentru curaj? Au fost destul de multe momente din astea. Deși, nu știu, eu încă am dificultăți destul de mari la capitolul să-mi permit să simt. Nu știu, e recurent așa în psihoterapie, uneori când discutăm un subiect mai dificil cu psihoterapeut, așa mă întreabă ce eu simt, eu spun când eu nu simt nimic, eu simt că am o stană de piatră aici în piept. Și atunci când cineva îmi spune că uite, ești foarte curajoasă, că spui despre asta, nu simt nimic, nu știu de ce. E plăcut, evident, e mult mai plăcut decât dacă nu ți-ar spune nimic, dar încă mai am dificultăți la acest capitol. Da, confuzia ai întâlnit? Oameni care nu știu cum să reacționeze? Un fel de blocaj? Nu mi-amintesc acum. Probabil nu a fost așa de marcant în moment. În general au fost reacții cât de cât adecvate. Deci nu a fost, știi, ca într-o scenă de film, ok, și a fugit pe ușă și ce a fost asta? Tu ai spus de mai multe ori că 4 ani în urmă ai primit diagnosticul, ai aflat cum se numește tulburarea mentală, pe care o și că ai o tulburare mentală, dar înainte să primești un diagnostic, acum privind în spate, știi că se manifesta în vreun fel? Cum te simțeai tu? Adică erau niște semne care acum știi că sunt legate de această tulburare sau... Da, eu de fapt, până a fi diagnosticat, încercam să găsesc răspunsul la întrebarea ce nu e în regulă cu mine. Acum, deja cunoscând toate aspectele, da, și fiind conștient, când mai amintesc de unele lucruri din trecut, îmi dau seama, aha, probabil, de exemplu, perioada aceea a fost așa. Îmi amintesc în facultate, în anul 2, mi se pare că atunci a fost primul meu episod depresiv sever. Era perioada rece a anului și dormeam foarte mult. La mine, de obicei, episoadele depresive, primul, da, semnal de alarmă este somnolent.
frecvență. Încep să dorm mult mai mult decât de obicei. Și pe atunci dormeam și câte 12 ore, nu puteam să ajung la lecții, la facultate. Era un sentiment absolut îngrozitor și de rușine și de vină că, uite, sunt la facultate, parcă fac facultatea care îmi place, ce se întâmplă cu mine. Îmi amintesc că am mers și la un endocrinolog atunci, pentru că pe atunci cumva mereu eram redirecționată la endocrinologi. Mi se spunea că am o problemă la glanda tiroidă. Și am mers la un endocrinolog care mi-a prescris tratament, în urma căruia am început să dorm și mai mult. Deci a fost iad. Mi se pare că am avut și zile în care am dormit și câte 16 ore și mă trezeam super obosită și cu mintea în ceață. Era... Da, dar nu știam ce mi se întâmpla și din cauza asta mă mâncam pe interior. Deci, efectiv, mă uram pe mine pentru ceea ce se întâmpla. Cum ai ajuns la un specialist care să-ți dea un diagnostic? Tot datorită unui endocrinolog, cumva a fost prima persoană care cel puțin mi-a arătat calea cea dreaptă. Deja era în anul 2017, tot în perioada rece anului, pentru că de obicei episoadele mele depresive se încep în perioada rece anului. Cu aceleași cumva probleme, simptome pe care le aveam, somnolență, oboseală, nu mai aveam așa de multă energie și nu făceam față la muncă și am ajuns la o cea mai bună endocrinologă care pe atunci am reușit eu tot așa, întrebând în dreapta, în stânga, a fost recomandată o doamnă și în timpul consultului, dânsa mi-a spus la un moment dat, dar n-ați încercat să mergeți la psihiatru? Și chiar dacă eu nu am mers deodată la psihiatru, dar ăsta a fost așa, știi, mi-a arătat calea în altă parte și mi-am pus întrebarea, dar eu nu m-am gândit niciodată că poate ar fi într-adevăr de alt ordin problema mea. Și am ajuns abia peste 2 ani la un specialist în sănătate mentală, tot într-o perioadă în care mă simțeam foarte prost, deci aceleași simptome pe care le aveam de obicei, dar pe lângă asta făceam atacuri de panică în transport public, eram hipersensibilă la sunete, deci efectiv nu suportam dacă trecea o ambulanță pe lângă, trebuia să-mi acopăr urechile și nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine și aveam frica asta că o să mă trezesc într-o bună zi într-un pat de spital de psihiatrie, deci frica asta, nu puteam scap de ea. Pe atunci eu nu știam la cine să mă adresez și am luat legătura cu o blogheriță care aborda ocazional subiectul sănătății mentale pe blogul ei. Am rugat-o pe ea să-mi recomande un specialist în sănătate mentală și iată, așa eu am ajuns pentru prima dată la un specialist în sănătate mentală care și mi-a pus diagnosticul. Ai ajuns la un centru de sănătate mentală? Da, la un centru comunitar de sănătate mentală din municipiul Chișinău. Da, de ce nu te-ai dus inițial când ți-a recomandat doctora endocrinologă? Probabil era și frică. Da, pe atunci, deși parcă nu au trecut așa de mulți ani, dar mi se pare că, sau poate pentru că eu am început să cunosc așa de multe lucruri despre sănătate mentală, dar în 2017, să spui că te duci la psihiatru, mi se pare că era și mai înfricoșător să accepti ideea că trebuie să mergi la psihiatru. Probabil și pentru că nu aveam resurse informaționale la îndemână, nu se vorbea încă așa de deschis cum este acum, da, chiar și în spațiu online despre sănătate mentală. Dar au fost și niște evenimente tragice în familia mea care cumva mi-au îndreptat atenția în altă parte. Era mai mult pe survival mode, adică supraviețuire, modul de supraviețuire și da, nu aveam timp de mine. Iată, tu spui că nu știai chestii despre sănătate mentală atunci, 2017, dar care erau convingerile, ce auzeai tu despre psihiatru, despre nu știu, oareși ce chestii care țin de sănătate mentală în general, convingerile care circulau în spațiul tău? Eu sunt din Bălți și Bălțul este unul din cele 3 orașe, evident, în afară de Chișinău, unde este instituție spitalicească de psihiatrie. Și la noi, în Bălți, există, da, vorba asta că dacă ceva nu e în regulă cu tine, te duci și mândeal la psihușcă, da, cum se spune la noi. Și, da, normal că dacă tu crești într-un mediu în care auzi aceste enunți, se asociază automat cu aha, deci dacă ceva nu e în regulă cu tine, te închidem într-un spațiu
unde nu are nimeni acces, nu poți nici tu să ieși și o să stai acolo. Nu cred că, eu oricum eram destul de deschisă la minte, mai ales că eu am fost un an de zile în Statele Unite, în clasa 11, asta a contribuit foarte mult la deschiderea de noi orizonturi, dar cred că, na, atâta timp cât vine vorba de altcineva, poate ești un pic mai ok cu ideea că ar putea să aibă nevoie de intervenția unui specialist în sănătate mentală, dar când vine vorba de tine, cred că e și aici o frică să recunoști, a, uite, ceva nu-i regulă cu mine și poate e nevoie să merg la medicii ăia de care se teme toată lumea. Eu obișnuiesc să spun că moldovenii se tem de psihiatri ca dracu de tămâie, deci chiar dacă nu am văzut la propriu cineva așa să cuiva să-i fie frică, dar mi se pare că cam așa este. Prejudecățile despre persoanele cu tulburări mentale sunt unul din motivele pentru care oamenii evită să afle mai multe despre sănătate mentală și ezită să ceară ajutor atunci când se confruntă cu probleme de sănătate mentală. Pentru a înțelege mai bine situația persoanelor cu tulburări mentale din Republica Moldova, am acordat câteva întrebări Victoriei Condrat, manageră locală a proiectului moldo-elvețean Mensana, ce oferă suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova. Răspunsurile le-am primit în scris, de aceea le voi cita. Potrivit Victoriei Condrat, este demonstrat științific la nivel mondial că speranța de viață a persoanelor cu tulburări mentale severe este mai mică decât media, inclusiv pentru că acestea nu au acces la tratament medical pentru alte probleme de sănătate decât acele mentale. Dacă o persoană fără diagnostic psihiatric simte palpitații cardiace, aceasta va trece un control medical și va lua măsurile corespunzătoare. În schimb, dacă o persoană cu diagnostic psihiatric va spune că simte un deranj în zona inimii, s-ar putea să nu fie crezută. În alte cazuri, s-ar putea ca deranjul său să fie pus pe seama diagnosticului sau, mai rău, al fanteziei. La Centrul de Sănătate Mentală, care a fost abordarea? Ce fel de sprijin ai primit? Aici ar trebui să spun că eu am beneficiat totuși nu de servicii gratuite inițial, pentru că eu, fiind din orașul Bălți, da, conform procedurilor, poți beneficia de servicii gratuite la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală din localitatea unde ai reședința. Și în continuare funcționează așa? Da. Deci, de exemplu, dacă eu, pentru că stau la chirie de ani buni și nu mi-am făcut reședința în Chișinău, teoretic nu pot beneficia de servicii de sănătate mentală aici în Chișinău gratuit. Și de fiecare dată, dacă și încercam, de exemplu, să mă programez, mi se spunea, mergeți acolo unde aveți reședința. E și asta o problemuță. Dar abordarea a fost foarte profesionistă. Deci, chiar de la prima ședință, eu cumva mă adresasem atunci, eram deja pregătită să încep și un tratament medicamentos și eu cred că acea primă experiență a fost marcantă și foarte importantă. M-a ajutat să accept că nu e nimic înfricoșător în acest proces. A fost foarte multă empatie. Mi s-a acordat timp destul ca eu să povestesc ce se întâmplă cu mine, cum mă simt. Specialistul mi-a prescris rețetă de antidepresive. Și deci mi-a spus că eu am toate simptomele tulburării de personalitate borderline, m-a redirecționat la un alt specialist care mi-a făcut testul, pentru că diagnosticul acesta se pune doar dacă treci un test. Cred că asta m-a ajutat foarte mult să fiu mult mai deschisă în general la tot ce înseamnă grija de sănătatea mea mentală. Atitudinea specialiștilor. Da, cu siguranță. Cu siguranță. Și asta, apropo, eu observ la unele persoane cu care, de exemplu, dacă deschid subiectul sănătății mentale, dacă au avut o experiență, prima experiență negativă, îi face mult mai reticenți să se adreseze iarăși la un specialist în sănătate mentală. Specialistul care prima dată a intrat în contact, ce era? Un psihiatru? Un psihoterapeut? Era psihoterapeut. Da. În Republica Moldova activează 40 de centre comunitare de sănătate mentală în toate raioanele și municipiile. Astfel, tratamentul și recuperarea persoanelor cu tulburări mentale pot fi asigurate în comunitate, cât mai aproape de casă, pentru a evita excluderea persoanei din mediul care este familiar. Conform legislației, o echipă completă dintr-un centru, care include psihiatru, psiholog, doi asistenți sociali și două asistente psihiatrice, acoperă necesitățile a circa 40.000 de persoane.
Pentru raioane mari, cum ar fi Orhei, Cahul sau Hâncești, ar fi nevoie de minim 3 psihiatri, 3 psihologi, 6 asistente sociale și cel puțin 6 asistente psihiatrice. În realitate, foarte puține raioane reușesc să asigure această acoperire. Este aceeași problemă a resurselor umane ca în întregul sistem de sănătate. Dar chiar și așa, oriunde în țară, o persoană care va intra într-un centru de sănătate mentală va primi un diagnostic care va fi argumentat și explicat. I se va prescrie un tratament medicamentos sau va fi referită spre spitalizare sau alte servicii. Acordarea de servicii de sănătate mentală gratuite, doar conform vizei de reședință, este necesară pentru a evita aglomerarea excesivă a anumitor centre comunitare. Potrivit Victoriei Condrat, manageră a proiectului Mensana, de multe ori noi credem că la Chișinău este mai bine, când de fapt, mult mai aproape de casă, de exemplu la Strășeni sau Ialoveni, activează specialiști la fel de competenți. În opinia ei, digitalizarea completă și eficientă a sistemului public de sănătate va simplifica lucrurile și în această privință. Toată informația despre rețeaua de centre comunitare de sănătate mentală este disponibilă pe platforma sanatatecratimamintală.md. În momentul în care ți-a fost confirmat diagnosticul, cum te-ai simțit? Cum a fost acel moment pentru tine? A fost deopotrivă dureros. Dar și am răsuflat cu ușurare. Pentru că în sfârșit am primit răspuns la toată suferința pe care eu am avut-o ani de zile. Aveam o explicație la ceea ce mi se întâmplă. Dar era foarte dureros pentru că am avut, deci tulburarea pe care eu am, în majoritatea cazurilor este sau persoanele sunt diagnosticate cu această tulburare dacă au trecut prin experiențe de abuz și neglijență în copilărie și adolescență și cumva a fost foarte dificil să accept și acest lucru și să înțeleg că eu am practic restul vieții voi trăi cu această tulburare din cauza că n-am avut norocul de un mediu favorabil în familie. Asta cred că este cel mai dificil lucruri de acceptat. Eu încă lucrez la acest capitol, să mă împac cu ideea că n-am avut noroc, dar pot să trăiesc viața în pofida la ceea ce s-a întâmplat sau să mă învăț să trăiesc o viață cât de cât împlinită în pofida la cele ce s-au întâmplat. După ce ai primit diagnosticul, ai avut o perioadă de negare, de rezistență? Da. Vai. În mod normal, mai ales dacă te confrunți cu episoade depresive recurente, specialiștii în sănătate mentală îți recomandă să nu te limitezi doar la tratamentul medicamentos, dar neapărat să-l combini cu psihoterapie. Asta este cel mai eficient. Eu însă am mai avut o tentativă înainte de a fi diagnosticat de a face psihoterapie. Bine, atunci a fost cumva, tot aveam niște simptome cărora nu puteam să le fac față după decesul tatălui meu, dar la un moment dat am oprit, n-am mai mers la ședințe pentru că nu voiam să umblu acolo unde doare. Mi-am dat seama că, aha, ok, pe mine mă doare acum, dar eu nu vreau să discut despre asta nici măcar cu psihoterapeutul. Știu că va fi nevoie și am zis că nu. Eu mai bine mă închid în mine, nu mai vreau să simt nimic, mie mi-ajunge, am simțit prea multe. Și am trăit în această negare, da, aproape 3 ani. Deci am preferat să nu simt absolut deloc nimic și culmea este că chestia asta funcționează. Adică dacă te prefaci că nu există problema, oarecum aparent ea nu există. Da, sau chiar la propriu când îți pui eu nu am timp să simt asta acum sau eu nu vreau, bine, asta e o scuză că nu am timp, eu nu vreau să simt asta acum. Eu nu știu ce fel de buton se apasă în creierul tău, că tu la propriu nu mai simți nimic. E o formă de disociere până la urmă. Numai că, așa cum de multe ori mai întâlnești chiar și în filme, mi se pare replica asta, că atunci când nu-ți permiți să simți emoțiile negative, din păcate tu nu poți să selectezi. Tu nu o să mai simți nici bucuria și efectiv nu mai simți nimic și nimic nu-ți mai aduce bucurie.
Da. Până când se întâmplă o implozie așa și îți dai seama, se pare că nu a fost metoda cea mai bună. Deci inițial ai acceptat tratamentul medicamentos, dar ai opus rezistență la psihoterapie. Da. Dar la un moment dat ai început un jurnal online pe Instagram. Uh-huh. A fost în acea perioadă, repede după ce ai primit diagnosticul sau mai târziu? Da, destul de repede după ce am primit diagnosticul. Probabil l-am început pentru că îmi lipsea să văd istorii similare cu ale mele în online-ul moldovenesc. Și totodată eu scriu inclusiv și pentru mine. Mă ajută acest fapt. Am avut o perioadă în care cumva mă simțeam așa aiurea că ziceam, vai, că vrei să te faci vedetă de pe marginea tulburării tale mentale, deși eu cred că psihoterapeuta mea ar spune, da, cui e vocea asta acum? Dar până la urmă am observat că nu eram doar eu cea care mă confruntam cu anumite dificultăți de ordin mental. Am început să primesc mesaje de la persoane pe care nici nu le cunoșteam și care îmi mulțumeau pentru faptul că am început să vorbesc deschis despre dificultățile cu care mă confrunt. Da, și până la urmă, jurnalul ăsta a avut și un impact pozitiv, să spun așa, nu doar asupra mea, dar și asupra celorlalți care mă urmăreau. Mesajele pe care le-ai primit erau publice sau private? Private. Private. În mare parte private. Da, mai sunt și persoane care comentează, propriu-zis la postare, dar da. Uh-huh. Inclusiv erau și persoane care nu voiau să-și divulge identitatea. Și îmi dădeam seama că, într-adevăr, este multă durere în spate și frică și de asta preferă să nu spun mai multe. Dar până să începe acest jurnal și după ce ai primit diagnosticul, ai spus cuiva despre asta? Da, eu am sunat-o pe mama deodată cum am ieșit de la psihoterapeut. Uh-huh. I-am spus. Da, mama, cum spun, e dificil. Până la urmă, cum era vorba aia din Biblie, că prorocul nu este recunoscut în țara sa? Mm-hmm. Cam așa e și la mine. Mm-hmm. Chiar dacă eu văd că mama face eforturi să înțeleagă anumite aspecte, dar fiindcă e din cu totul altă generație, da, o pune și ea rezistență, poate să nu înțeleagă anumite lucruri, dar da. Ai avut prieteni cărora le-ai spus, persoane apropiate, nu știu care, în afară de mama? Probabil, da, probabil am spus și cele mai bune prieteni ale mele din liceu, cu care până acum suntem în contact și avem o relație foarte caldă. E și persoana căreia pot să-i spun absolut orice, pentru că avem unele istorii similare, așa, din copilărie, adolescență, am trecut ambele prin anumite perioade dificile și știu că ea mă înțelege. Da, și cred că și ei am scris, nu mi-amintesc mai mult. Eu am și problema asta de la episoadele depresive, mai ales severe, au un impact foarte mare asupra memoriei, la fel și antidepresantele. Deci eu de multe ori efectiv nu pot să mi-amintesc lucruri. Exact. Îți amintești momentul când ai decis să faci public, să scrii, iată, pe o rețea de socializare despre asta? Ce te-a determinat să faci asta? Probabil nevoia de validare a ceea ce eu simțeam și de acceptare. Da? Poate asta a fost un proces înainte ca eu să accept în totalitate diagnosticul meu, eu am vrut acceptare de la ceilalți. Mi se pare și cumva uman lucrul ăsta. Este foarte greu până la urmă să accepți unele, da, să accepți că ai o tulburare mentală și că asta îți marchează absolut toate sau te schimbă felul în care tu ești ca om. E iarăși un spațiu din asta unde e foarte mult disconfort, dar evident când primești de la alții această acceptare, îți este mai ușor pe tine să te accepti, mai ales dacă în copilărie și adolescență tu nu ai avut parte de aceste lucruri, e ceva de ce tu ai mare nevoie. Și iarăși, din cauza acelui abuz pe care l-am suferit în copilărie și adolescență, mereu m-am simțit foarte singură în suferința mea și pot să spun că am început să compensez, da, acele lucruri pe care alți copii adolescenți le primesc în copilărie și adolescență, eu am început să le compensez abia fiind adultă. Ți-a fost și frică în momentul în care ai decis să vorbești public? Nu mi-amintesc. Probabil nu. Uh-huh. Probabil nu. Era și un soi de
agresivitate, dar nu agresivitate din asta răutăcioasă, da? Era și o încercare de-a mea de mă lăsa văzută așa cum sunt eu, fără filtre, fără măști. Da, uite, așa sunt eu. Mă accepti bine, nu mă accepti, asta este. Dar dacă mă accept eu pe mine, încă mai vedem acolo, mai avem de lucru la acest capitol. Ai putea să-i spui un fel de rebeliune, așa, da, de tipul acelei adolescentine, așa, iată, eu sunt așa, luați-mă cum sunt. Exact, da. Dar s-a întâmplat să primești și mesaje mai puțin plăcute? Aha, mi-am amintit acum, da. A fost... De fapt, stai așa, că acum îmi amintesc ce m-a motivat pe mine să-mi fac public diagnosticul. Eu spun așa un fel de coming out. Am observat că se folosește termenul ăsta nu doar da, când e vorba de identitate de gen, dar inclusiv și de o tulburare mentală. Da, să spunem pentru cei care nu sunt vorbitori de engleză, da. E acea ieșire în public, recunoaștere în public a anumit aspect de identitate, să zicem. Exact. Da. Se referă și la când vorbim de orientare sexuală, dar nu numai, iată, și în astfel de situații, da. Pe atunci eram într-o relație cu un băiat și m-am trezit cu un mesaj de la mama lui. Eu și lucram atunci, eram asistent de deputat, lucram în Parlament. Și m-am trezit cu un mesaj de la mama acelui prieten care mi-a spus ceva de genul, păi dacă așa oameni psihopați sau bolnavi psihic ca tine lucrează în Parlament, îi vai și amar de țara noastră. Aoleu! Și deci, eu și acum mi-amintesc cât de multă agresiune, da, rebeliune, a început să fiarbă, să clocotească totul în mine, zic, aha, așa, bine! Dacă voi așa cu mine, atunci eu așa cu voi. Și am făcut public pe Facebook, da, am făcut acest ieșire în lumină, să zicem. Dar în majoritatea cazurilor erau mesaje întotdeauna de încurajare. A mai fost odată o situație în care îți povesteam că am stat destul de mult timp acasă. A fost din păcate necesar, pentru că altfel nu aș fi putut lucra asupra celor tipare greșite care de fiecare dată mă aduceau din nou și din nou un burnout și episoade depresive. Nu aveam o pernă financiară, deci pentru un om rațional, pur rațional, dacă era să uite la situația mea, avea să spună ăsta e alintat, da? O decis să stea acasă că vezi, Doamne, are nu știu ce probleme acolo mentale și nu lucrează și eu efectiv am recunoscut în fața tuturor la modul public că nu fac față financiar și că am nevoie de ajutor. Și așa eu am supraviețuit 9 luni de zile. Deci comunitatea, oameni cunoscuți, necunoscuți, prieteni, amicii prietenilor. Asta la scurt timp după ce ai primit diagnosticul? Nu, asta a fost deja anul ăsta. Am solicitat practic ajutorul financiar și nu numai a comunității pe care l-am și primit și era o persoană care la un moment dat mi-a scris că eu sunt un parazit al societății. A fost foarte dureros, dar eu m-am bucurat că am fost foarte curajoasă și l-am blocat, i-am spus câteva vorbe și eu așa în comentariu, așa i-am dat răspuns, l-am blocat și am zis că nu ne concentrăm, nu ne gândim la ceea ce ne-a spus, că ăsta e un om care nu înțelege absolut deloc ce înseamnă să existe servicii psihosociale pentru oameni ca mine, pentru că eu tocmai și cu această, duc o luptă interioară permanentă, cu această teorie înrădăcinată că supraviețuiește cel mai puternic, da? Teoria asta darwinistă. Dacă e să continuăm acest gând, asta înseamnă că absolut toate persoanele vulnerabile, marginalizate, rămân în afară și nu au nicio șansă de supraviețuire și tocmai pentru că eu fac parte din acea categorie de persoane vulnerabile și marginalizate, nu sunt de acord cu asta și știu că sunt și state care foarte au, deci toate, cum să zic, un sistem social foarte bine pus la punct care poate oferi acest suport oamenilor ca mine ca ei să se reintegreze în societate. Apropo, ai putut să-ți iei vreodată concediu medical plătit pe problemă de sănătate mentală? Nu. Eu până acum nu știu cum poți să-l obții, deși am încercat la un moment dat. Concediul medical plătit pe motiv de sănătate mentală se acordă dacă este afectată capacitatea de muncă. În acest caz, medicul psihiatru, după stabilirea diagnosticului și indicarea tratamentului, recomandă deschiderea certificatului la medicul de familie, pe lista căruia se află pacientul. Unde mai pui că
Asta e un aspect care mă frustrează enorm. Nu se ia deloc în calcul cu o persoană când este într-un episod depresiv. Și asta înseamnă că persoana asta n-are puteri să scoale din pat, să facă un duș, să spele pe dinți, da? Să-și facă de mâncare elementar. Noi nu mai spunem să iasă la cumpărături, să se ducă afară la plimbare. Tu efectiv n-ai puteri, tu nu știi ce ți se întâmplă, tu n-ai puteri să faci minimul necesar. Și sistemul nostru medical pune această persoană să iasă din casă, să se ducă la medic, unde mai pui că medicii de familie nu se ocupă de diagnosticarea tulburărilor mentale. Probabil te va redirecționa la psihiatru centrului comunitar unde tu ești la evidență. Cred că acel psihiatru îți face control, deci sunt deja două drumuri. Te întoarci, cred că, la medicul de familie ca el să-ți dea acel bilet, că este un bilet standard de concediu medical. Deci sunt minim trei drumuri. Unde este logica în acest proces? E ca și cum ai cere să deplaseze cuiva cu piciorul fracturat, de exact, exemplu. Exact, exact. Și la acest capitol este foarte mult stigmă și neînțelegere a gravității unui episod depresiv. Deci în cazul meu, cel mai grav episod depresiv, eu l-am avut în noiembrie anul trecut, eu nu mâncam aproape deloc. Nu îmi era foame. Și într-o bună seară am ieșit, eu sunt și fumătoare, asta apropo, tulburarea borderline sau persoanele care au tulburarea borderline sunt predispuse către adicții. Eu mă bucur că am doar adicția asta pentru că provin dintr-o familie cu multe adicții. Și am ieșit să-mi iau țigări. Da, nu trebuia să fumez pentru că nu mâncasem toată ziua, probabil și asta a avut un efect, dar era să-mi pierd cunoștința în mijlocul străzii și așa de tare m-am speriat de acest moment că eu n-am mai ieșit din casă, cred că o săptămână și eu am apelat la prieteni să-mi facă cumpărături de produse alimentare. Eu nu puteam să mănânc și eu mai că plângeam în fața farfuriei. Ce cereți voi de la un om care luptă să-și pună lingura în gură, să se ducă și să umble cu niște chestii birocratice? Ele sunt așa de nesemnificative în acel moment că, măi, scopul meu este să supraviețuiesc această zi și tu mă pui să alerg după nu știu ce hârțoage. În așa momente nici nu-ți mai pasă dacă te întorci la muncă, nu te întorci. Adică prioritățile unei persoane care se confruntă cu un episod depresiv, de exemplu, cu siguranță nu sunt deloc egale cu prioritățile unei persoane care este bine și poate funcționa. De multă stigmă sau un anumit blocaj a unor oameni, da, în fața, nu știu cum să reacționeze, nici să ajute, nici să nu încurce. E din necunoaștere. Oamenii nu știu ce înseamnă tulburare borderline, cum se manifestă asta și altele, schizofrenie și există, nu știu, despre schizofrenie mai există bancuri și niște mituri, dar nu știm cu adevărat ce înseamnă. Iată, în cazul tulburării borderline, de exemplu, cum ai descris? Ai descris, de exemplu, episoadele depresive, da, cum se manifestă. Există și alte manifestări. Ce ar trebui să știe, să înțeleagă oamenii ca să poată să te înțeleagă pe tine și pe alții în situații similare? Sigur, aș vrea aici să fac o precizare. Episoadele depresive sunt simptom în cazul tulburării de personalitate borderline. Există, evident, și tulburarea depresivă, care e altă poveste. Dar, în general, episoadele depresive sunt un simptom comun în mai multe tulburări mentale. De asemenea, există și anxietatea. La fel, este un simptom în cazul tulburării borderline. Un alt simptom este dificultatea în a regla emoții. La fel, el se întâlnește la mai multe tulburări mentale. Însă la persoanele cu tulburarea borderline el este foarte pronunțat. Eu nu am citit nicio carte și sunt mai multe cărți despre persoanele cu borderline pentru că am observat că și în spațiu online și în seriale, filme și așa, persoanele borderline sunt văzute ca acele persoane super instabile care pot să fac un dita mai scandalul. De exemplu, dacă sunt într-o relație, încep un scandal, încep să se bată și după asta plâng, sună și spun, te rog frumos, revină, că o să mă sinucid. Și din cauza că, iată, există într-adevăr această manifestare în unele cazuri mai grave, cumva s-a creat așa imagini că, vai, ăștia cu borderline sunt, da, le curge mansarda, stai departe de ei și ele. Din acest motiv, eu n-am vrut să citesc absolut nimic din cărțile care există, chiar dacă intuiesc că ele tot explică anumite aspecte, unele prejudecăți le desfințează, să zicem așa. Dar, deci, capitolul cu instabilitatea sau incapacitatea de a regla emoțiile este destul de răspândit și foarte încurcă.
încurcă și în relații și la locul de muncă și așa mai departe. Este și instabilitatea în relații. Asta cred că este cel mai dureros simptom pentru persoanele care sunt diagnosticate cu tulburarea borderline. Este o dificultate în a construi relații, și aici vorbesc de relații romantice, da, de durată. Uh-huh. Da. Eu una, de exemplu, cea mai mult o relație în care eu am fost a durat, cred că, un an și jumătate. Și eu am 33 de ani, ca să înțelegeți. Adică mai mult de atât n-am rezistat fie eu, fie partenerul. Un alt simptom este schimbarea bruscă a dispoziției pe parcursul zilei de mai multe ori. Deci poți să începi ziua într-o stare super proastă, la amiază te simți foarte bine, după masă să fii hiperentuziasmată, fericită, și spre seară să te trezești că bocești și te întrebi pentru ce tot asta. E așa un fel de, cum se folosește în engleză foarte des, emotional roller coaster. Deci, un carusel al emoțiilor. Exact, asta este, am avut episoade în care efectiv zile la rând la propriu mă simțeam de parcă am stat toată ziua pe acest carusel, și seara când mă lăsa în sfârșit, deci stăteam așa, respiram, vai de mine, bine că am scăpat, e foarte greu. Și toate aceste dificultăți și în a regla emoțiile și în caruselul ăsta emoțiilor și instabilitatea în relații îți mănâncă foarte multă energie. Din această cauză, uneori, persoanele cu tulburarea borderline sunt, efectiv, le lipsește energia, vitalitatea asta, și oamenii nu pot să înțeleagă, poate, până la capăt ce se întâmplă cu tine. Ei nu înțeleg cât de mult efort și energie îți mănâncă aceste procese interne care deloc nu se văd la suprafață. Ce te ajută să funcționezi? În primul rând, un ritm sănătos de viață. Pentru mine asta e tatăl nostru. Somn la ore potrivite, decente, până la ora 12 se reușește să adorm. Alimentație, mișcare. Deci astea trei, când simt că încep încetișor starea mea să se înrăutățească, eu revin și îmi spun, aha, ok, hai să vedem unde eu nu fac față. Pe lângă asta, psihoterapie, evident. Eu sunt în psihoterapie, fac săptămânal, de mai bine de un an. Introspecția, dacă nu mă simt ok, încerc să îmi permit în primul rând să-mi ofer spațiu ca acel sentiment să existe. Nu-l mai suprim, nu încerc să-l mai țin acolo ascuns, dar îi dau voie să iasă la suprafață și încerc să mă observ. Comunicarea, evident, deși în ultima perioadă se pare că am devenit mai un pic, mi-a devenit mai ușor să fac față momentelor foarte dificile și nu mai am nevoie neapărat să scriu cuiva ca să rezist acel moment. Deci deja rezist singură, da? Dacă vine un val din asta puternic de tristețe, pot să fac față. Și, evident, mă ajută pisicile. Deci, cât de trist și greu și îngrozitor n-ar părea, destul să mă pun în pat și ele să vină lângă mine, să-mi iau una în brațe care îmi toarce, și asta semnificativ îmi îmbunătățește starea. Și pisicile nu cer prea multe, de fapt, de la noi. Exact, exact. De multe ori mă întreabă oamenii, cum poți să faci față cu atâtea pisici, că nu-mi imaginez. Zic, dar ce-i acolo? M-am trezit dimineața, l-am pus de mâncare, l-am făcut curat în litiere și asta este, le-am turnat apă. În rest, să mă asigur că ofer un pic de atenție măcar la toți pe parcursul zilei. Dar cam asta. Da, dacă îmi spui că aceste chestii te ajută, te ajută în sensul în care te ajută să-ți stabilizezi stările emoționale, să rămâi mai mult timp într-o stare mai stabilă? Da, sau cel puțin, știi, ca un fon așa pe care eu îl setez, care îmi permite să văd mai clar, să înțeleg mai clar sursa stării pe care pot să nu înțeleg sau, da, dacă se înrăutățește starea mea. Acum, sincer, din ceea ce povesteai tu, așa când asculți la prima vedere, ai zice, păi da, astea sunt provocările pe care le are astăzi toată lumea. Trăim într-un carusel emoțional, că numai cât dai scroll pe o rețea de socializare, treci de la o stare la alta. Acum ai citit despre mormântarea cuiva și acum ai citit despre bucuria cuiva care a realizat nu știu ce mare proiect. Și tot așa, una după alta. Și suntem într-un carusel din ăsta purtați continuu, avem ritmuri nebune de viață, cel puțin în jurul meu, doar oameni care spun că sunt foarte ocupați și nu reușesc și sunt obosiți, numai asta văd în jur.
singur. Oameni care se plâng că nu au timp să se conecteze cu sine, să-și dea timp și spațiu emoțiilor, da, de care spui că ai nevoie. Acum, mulți din cei care ascultă ar zice, păi da, s-ar putea, cred că am și eu tulburare borderline. Adică îmi întreb dacă mai este ceva de înțeles dincolo de ce povestești. Nu știu, poate e ceva care poate e greu să pui în cuvinte așa imediat. O persoană care și-a trăit copilăria într-un mediu în care s-a simțit în siguranță, într-un mediu în care a fost acceptat așa cum este, în care nu a fost supus unor situații traumatizante, va reacționa întotdeauna diferit la factorii externi, chiar și provocările astea pe care le spui tu, decât o persoană care a trăit într-un mediu în care a fost abuzat, neglijat, în care nu s-a simțit în siguranță. Deci, practic, din tot, uite, în ultima perioadă, cred că ceea ce cel mai mult mă ajută să înțeleg până la urmă de ce eu reacționez așa cum reacționez, inclusiv dincolo de tulburarea pe care o am, da? Ce efecte au avut aceste experiențe ale mele din copilărie? La propriu e vorba de cum sistemul tău nervos reacționează, de cum creierul tău s-a dezvoltat până la urmă. Și indiferent cât de traumatizante vor fi experiențele pe care o persoană adultă le are, capacitatea de a face față, reziliența până la urmă, este la cu totul alt pol față de ceea cum va reacționa o persoană cu aceste experiențe traumatizante din copilărie și care are tulburare mentală. Eu, una de exemplu, după ce am fost, nu mi s-a mai prelungit contractul de muncă la ultimul job pe motiv de sănătate mentală, eu am căzut într-o prăpastie și mi-a luat, da, hai să spunem, aproape un an de zile ca eu să depășesc cât de cât acea frică de a mă întoarce în câmpul muncii. O persoană care nu ar avea același background ca mine, cred că ar reacționa diferit, ar fi mult mai rezilientă, ar putea să-și spună și să se convingă că este doar o experiență din multitudinea de experiențe pe care le am eu și nu s-ar simți în pericol. Deci, în cazul meu, eu mereu mă simțeam în pericol, da? Și normal că atunci când te simți în pericol și creierul tău este în modul ăla de luptă sau fugă sau îngheț. Sunt niște aspecte care nouă ni se par fleacuri, da? Pentru că, iarăși, când nu ai timp să stai cu tine, să te observi pe tine cum reacționezi în diferite situații, inclusiv cele stresante, nu poți să înțelegi cum poți regla aceste lucruri. Eu am fost forțată de toți acești factori externi să revin la mine și să văd ce se întâmplă cu mine, pentru că nu mai aveam puteri să merg mai departe. Deci, la propriu, a fost atât de grav episodul depresiv din toamna anului trecut și plus lovitura asta că, da, pe motiv de sănătate mentală nu mi s-a prelungit contractul, încât eu am ajuns la concluzia că nu este loc pentru mine în această societate. Oameni ca mine nu se vor descurca niciodată și mi-a luat foarte mult timp să ies din mindset-ul ăsta, da, din felul ăsta de a gândi și să mă accept pe mine în primul rând și să înțeleg că eu oricum o să mă confrunt cu dificultăți, că viața până la urmă sunt și perioade dificile, sunt și tragedii, este parte din viață, dar asta nu înseamnă că nu există și lucruri frumoase și momente de bucurie, relații care să-ți aduc satisfacție. Deci capacitatea asta de a integra până la urmă toate experiențele tale anterioare și a vrea să descoperi ce este dincolo, ce îți poate oferi mai mult de atât viața, foarte importantă. Ai spus că nu ți s-a prelungit contractul pe motiv de sănătate mentală. Așa ți s-a spus în mod expres? Da. Deci eu am fost atunci nevoită să-mi iau concediu. O parte din el a fost neplătit, doar pentru că mai aveam câteva zile acolo care puteam să le iau plătit. Pe perioadă nedeterminată, mi se pare că am stat vreo 2 săptămâni, poate un pic mai mult, acasă și... Da, cumva managera mea, eu din start am intrat în relație foarte nesănătoasă cu ea, eram în modul ăla de a-i face pe plac ei, doar din frica iarăși să nu pierd jobul, mai ales că era un job care mi-i plăcea foarte mult și îmi doream foarte mult să lucrez în domeniul umanitar. M-am înhămat, da, am acceptat să fiu și eu workaholic, adică să fac foarte, să muncesc foarte, foarte mult, n-am mai rezistat și da, asta pentru ea a fost cumva, evident, ea a luat decizia, ulterior a discutat și cu colegii ei și mi-a spus la propriu că în domeniul acesta persoane ca tine nu se reziste și da, a fost o
discuție foarte neplăcută. A încercat să prezinte asta ca grijă față de mine, ceea ce poate și este acest aspect. Eu nu... Știi, întotdeauna e important și ascultătorii să înțeleagă, asta e partea mea a istoriei, cu siguranță dacă ar asculta partea ei istoriei ar fi unele aspecte diferite. Am discutat cu directoarea organizației în care a lucrat Ecaterina și din punctul ei de vedere, Ecaterina își făcea bine treaba. Contractul, care era unul de scurtă durată, nu a fost prelungit pentru că cerințele din acea perioadă pe acea poziție nu se potriveau cu necesitățile Ecaterinei. Munca era foarte solicitantă și stresantă, iar situația cerea o mai mare prezență la birou. Dar eu cred că se putea proceda cu totul altfel. Cum anume? Ce te-ar fi ajutat pe tine să continui acest job? În primul rând, eu mă simțeam mai bine mental când am revenit. Din concediu. Exact. Pentru că eu deodată, cum am ieșit în concediu acesta, am luat legătura cu psihiatra mea. Ea m-a îndemnat să măresc doza la antidepresiv. Antidepresivul acesta, da? Doza mărită a început să-și facă efectul. Am mai găsit încă alte medicamente care să mă ajute să am poftă de mâncare. Deci, eu eram ok când am revenit. Pentru cineva poate să pară că, cum așa, în două săptămâni ai reușit și episod depresiv să ai și nu știu ce. În cazul meu, eu m-am învățat cumva așa să mă scot mai repede din stările astea. Nu știu, poate era și un pic de autoamăgire. Eu cel puțin credeam că sunt bine atunci. Eu cred că, mai ales în contextul în care partea cea mai dificilă era un contract de scurtă durată și era un proiect de scurtă durată. Deci, practic, mi se pare că 5 sau 6 luni maxim. Partea cea mai complicată în acel proiect, eu am reușit să trag de ea. Plus că eu eram pentru prima dată și în poziții în care aveam subalterni și mi se pare că foarte bine am gestionat, da, relațiile cu subalternii. Rămâneau încă două luni în care trebuia doar să monitorizez implementarea proiectelor, deci era super ușoară munca care rămânea. Dar s-a preferat să plec. Eu cred că organizația nu ar fi pierdut nimic dacă eu rămâneam încă cele două luni, mai ales că partea cea mai grea trecuse. Că ce fel de atitudine din partea angajatorului crezi că te-ar ajuta, iată, să funcționezi bine la un job, acela sau oricare altul. Ajustarea la necesitățile angajatului sau angajatei. Și prin asta am în vedere dacă, de exemplu, eu ca angajată mă confrunt cu o perioadă mai dificilă, mental. Am nevoie de flexibilitate în orar sau de flexibilitate în ceea ce privește combinarea asta hibridă, da? Să muncesc și de acasă și de la birou. Pentru că până la urmă, pentru mine cel puțin, astea două cel mai tare m-au afectat și probabil au și stricat imaginea mea. Dar aici mai este și un alt aspect. Adică faptul că nu puteai să ajungi la timp la birou? Exact, da. Uh-huh. Eu, apropo, nu am nicio problemă să recunosc cu asta. Eu dintotdeauna am avut problema asta cu trezitul dimineața să ajung la birou. Și să fim serioși, hai, întârzi o dată, de două ori, de trei ori, când asta se repetă, normal că te enervezi, da? Dar până la urmă, dacă managerul acela s-ar întreba, sau managera, dar de ce omul ăsta întârzi? Că eu nu cred că e lenos, dacă totuși a aplicat la jobul ăsta, care este problema? Eu mereu am avut insomnii, deci la mine insomnia este o chestie cu care eu m-am obișnuit deja să trăiesc. Eu când adorm. Acum, de exemplu, pot să adorm doar pentru că iau un antidepresiv de seară, o doză destul de mare. Am ruminații. Nimănui nu-i pasă, da, de aspectul ăsta, că tu, dacă adormi târziu, normal că nu te simți odihnit și nu te poți trezi la timp, să vii și tu dimineața la timp, sau chiar dacă și vii, mai ai nevoie încă de o oră, ca cât de cât să-ți dai seama, ok, hai că trebuie să fac 10.000 de task-uri, mă apuc de ele. Niciodată, la niciun job la care eu am fost, nimeni nu a încercat să uite dincolo de această, cum să zic, manifestarea irresponsabilității. Eu înțeleg, iarăși, că noi ca societate, mai ales în Moldova, suntem abia, cum spun așa, abia începem să zgriem suprafața la ceea ce este sănătate mentală, să înțelegem mai bine ce se întâmplă în corpurile noastre, cum ne-au afectat experiențele din copilăria anilor 90, da, generația mea. Mi se pare că noi avem o traumă colectivă la ceea ce ne s-a întâmplat în anii 90 și vorbesc aici strict de generația mea, nu pot să vorbesc despre celelalte. Noi toți avem traume, sechele, cu siguranță. Nu știu cine, poate sunt acolo un număr mic de oameni care nu au trecut prin experiențe potențial traumatizante. Și îmi dau seama că poate eu cer uneori prea mult de la manager, da? Ca ei să se uite dincolo de anumite aparențe, să înțeleagă ce se întâmplă. Dar mi se pare că în același timp
totuși, e responsabilitatea unei persoane care este în funcție de manager, de șef și așa mai departe, să pună preț pe oameni. Și revenind la acel program flexibil și posibilitatea de a lucra de acasă, care iarăși poate fi și o necesitate a unui părinte cu copil mic, de exemplu, exact. Sau un părinte cu un copil care se îmbolnăvește mai des, care se adaptează la grădiniță sau la școală. Sunt atâtea alte situații, cineva care are un părinte în îngrijire, de exemplu. Da. Sunt atâtea alte situații în care, uite, un program mai flexibil, adaptat la nevoile angajatului, să zicem că ajută. Uite, dacă aceste nevoi ale tale se împlinesc, tu poți funcționa bine la locul de muncă, îți îndeplinești sarcinile, atingi obiectivele setate? Da, eu mereu am avut dificultăți la a recunoaște capacitățile mele, a spune clar, da, eu sunt o persoană capabilă și eu chiar consider că sunt, pot fi, da, o persoană, un angajat bun. Evident, în funcție și de perioadele prin care, nu știu, dacă e mai aglomerat, da, poate nu pot să fac față stresului ăstuia și aș avea nevoie de un pic de ajutor, dar eu mă consider o persoană cu un set de abilități, da, eu încerc mereu să mă dezvolt, să învăț chestii și tot de ce am nevoie este un mediu în care să mi se permită să lucrez liniștită, fără să mă stresez aiurea, da, și totodată să și cresc. Tu în ce domenii ai lucrat? Am făcut facultatea de jurnalism și am lucrat foarte scurt ca jurnalistă. Ulterior m-am specializat pe comunicare, deși am avut și o perioadă timp în care făceam și masterat la București, în care am lucrat în call center, mai ales că cunosc engleza foarte bine, iar în ultimii ani mai mult pe comunicare. Și deja anul trecut am lucrat în domeniul umanitar și m-am regăsit în domeniul umanitar. Tu ești în stare să te întreții singură pe tine. Exact. Da, adică nu e nevoie ca statul să-ți acorde un ajutor social ca să poți funcționa. Adică exact. Să poți funcționa profesional atâta timp cât se ajustează anumite chestii. Exact. Potrivit Victoriei Condrat, obținerea și păstrarea unui loc de muncă este o provocare majoră pentru persoanele cu tulburări mentale. Cercetările internaționale demonstrează că locul de muncă responsabilizează persoana cu probleme de sănătate mentală. Pe lângă venitul financiar atât de necesar, ocupația îi oferă sens și o face să se simtă parte integră a comunității. Persoana poate lucra atâta timp cât sunt un pic adaptate condițiile de muncă. Programul flexibil, lista de sarcini ajustată și în primul rând, înțelegerea și susținerea din partea angajatorului și colegilor pot face minuni, spune Victoria Condrat. În sistemul medical, mi-ai povestit de experiențele pozitive pe care le-ai avut în centrul de sănătate mentală și cele mai puțin pozitive cu partea de birocrație. Ai întâlnit alte probleme în sistemul medical când a venit vorba să primești ajutor, anume pentru partea de tulburare mentală? Interacționezi cu medicul de familie? Ți-a făcut vreodată medicul de familie o recomandare, trimitere la centrul de sănătate mentală? A fost o singură dată. Cred că eu atunci voiam, de fapt, să înțeleg sistemul ăsta de obținerea concediului medical plătit, în caz că am, de exemplu, episod depresiv. Am rămas plăcut surprins că atunci când am spus medicului de familie, se schimbase atunci medicul de familie despre simptomele mele, că am fost crezută. Deci, pentru că chestia asta, apropo, este o altă problemă cu care se confruntă persoanele care suferă de tulburări mentale. E ușor să crezi pe cineva care îți spune că nu pot să merg pentru că are piciorul frânt, da? Dar când cineva care pare îngrijit, da, cu părul spălat, zâmbește din când în când și el îți spune, de fapt, eu am un episod depresiv sever, poate nu te creadă. Da, și am rămas surprins că m-a crezut. Mă mulțumesc cu așa, știi, frămituri. Acum nu mi-amintesc de reacții neadecvate în raport cu mine propriu zis, când eu urma să beneficiez sau să cer un serviciu medical. Am avut o situație recentă în care eram cu unul din nepoți la o instituție medicală unde, da, el ar avea nevoie de o asistență medicală. Și atunci medica respectivă m-a discriminat la propriu. Eu, pentru că era tot pe filiera sănătății mentale, eu i-am spus câte ceva despre mine, că ea m-a întrebat, da, cine sunteți și dumneavoastră? Și deodată mi-a răspuns cu, eu deodată mi-am dat seama că sunteți persoană cu borderline și peste vreo două fraze o trântit, tot dumneavoastră nu sunteți capabil să aveți grijă de dumneavoastră. Și e destul o singură experiență ca asta, ca să nu mai ai chef să te confrunți din nou cu situații potențiale în care poți primești un răspuns similar sau o replică. Pentru că e foarte dureros. În orice profesie sunt oameni care nu sunt la loc potrivit, nu sunt
tocmai competenți. Și mi se pare că, până la urmă, aici e vorba de așa o capacitate pur umană, pe care unii oameni din sistemul medical probabil nu o au. Și nu știu dacă profesia, da, sau domeniul în care ei se află îi ajută să înțeleagă că ar trebui să aibă acel bun simț, da? Să-i ofere omului dreptul singur să înțeleagă, să ajungă la anumite lucruri sau să respect, da? Chiar dacă se manifestă cumva mai impulsiv, așa cum s-a întâmplat în cazul meu în situația când spuneam, da, de acel medic care m-a discriminat, să nu-i spui în față. Da, eu deodată mi-am dat seama că ești borderline, pentru că asta, încă o dată, mă face pe mine să mă simt prost și să-mi fie frică, să-mi permit emoțiilor să iasă la suprafață când sunt în mijlocul oamenilor, pentru că automat mă gândesc, cum o să reacționeze lumea? Aha, o să vadă că sunt impulsivă, aha, o să gândească ceva nu-i regulă cu mine, știi, începe așa un întreg proces acolo, multe roticele încep să miște și nu-i sănătos deloc. Care ai vrea tu să fie atitudinea în societatea noastră la modul ideal față de persoanele cu provocări de sănătate mentală? Nu știu dacă vreodată am stat să mă gândesc. Asta arată că eu sunt pe alocuri foarte pesimistă, probabil. În primul rând, aș vrea oamenii să fie informați. Și aici nu se potrivește, cred, scuza asta că nu avem timp. Pentru că dacă îți propui, găsești timp. Așa cum eu, nevoită fiind, îmi găsesc timp, inclusiv stau să citesc cărți ca să mă ajute pe mine până la urmă să găsesc soluții și să pot funcționa în societate. Că până la urmă ăsta e scopul meu final. Eu vreau să funcționez în societate, să fiu în mijlocul oamenilor, da? Să nu discrimineze. Chiar dacă nu înțeleg o tulburare mentală. Pornește de la premisa că nu este ceva negativ sau că o să te simți în pericol sau că persoana respectivă reprezintă pericol. Aș vrea ca serviciile de sănătate mentală să fie accesibile și aici, de ce spun asta, mi se pare că e responsabilitatea inclusiv a statului și ar fi ideal inclusiv asigurarea medicală să acopere un număr anumit de consultații cu un psiholog anual. De cele mai dese ori, când mă întreabă cineva din persoanele care mă urmăresc, de exemplu, sau pe care eu le cunosc, decât unde pot beneficia de servicii de sănătate mentală, da? De exemplu, consultații cu psihologul gratuite. Evident, sunt centrele comunitare de sănătate mentală, dar dacă este cineva care locuiește în Chișinău, treci printr-o perioadă de criză mentală, prima ședință la psiholog de care ar putea beneficia ar putea să fie peste lună. Ce face omul ăla între timp, dacă nu are bani? Și acum o ședință la psiholog costă în medie 500 de lei. Dar dacă starea este proastă, da, sau cum ziceam, este o criză mentală, dar în același timp nu este necesară internarea încă, adică nu este pericol pentru sine sau pentru cei din jur, ar putea să aibă nevoie de ședințe săptămânale, da, se ridică la o sumă destul de mare. Eu sunt, da, foarte așa pro servicii mentale, gratuite, accesibile pentru toți. Tratamentul medicamentos pentru persoanele care se află în supravegherea medicului psihiatru, în mare parte, este compensat sau chiar oferit gratuit, inclusiv persoanelor fără poliță de asigurare medicală. În centrele comunitare de sănătate mentală, asistența psihologică este oferită gratuit și confidențial. Dar problema este că nu toți psihologii și psihiatrii din sistemul public au specializare psihoterapeutică. În aceste cazuri, pacienții trebuie să-și plătească singuri ședințele de psihoterapie într-un cabinet privat, iar aceste costuri nu sunt decontate de stat. Da, și aici statul ar trebui să înțeleagă inclusiv ce costuri mari sau ce pierderi mari suferă o țară atunci când cetățenii săi nu sunt bine mental. Asta afectează toate aspectele, inclusiv productivitatea la locul de muncă, inclusiv situațiile în care familia, starea mentală proastă a unui membru a familiei afectează pe toți, da? Deci sunt niște costuri la care poate noi nici nu ne-am gândit, dar care, dacă e să fim așa, cum să zic, raționali, da? Și pragmatici, sunt niște pierderi destul de mari, inclusiv pentru stat, când cetățenii săi nu sunt bine mental. Bine, tu ai spus ce ai vrea să nu facă oamenii, dar ce ai vrea să facă? Ce aș vrea să facă oamenii? Să ne accepte pe noi așa cum suntem. Să nu
fie, da, iarăși spun să nu, să se învețe să fie ok cu disconfortul pe care îl simt atunci când abordăm subiecte dificile, sensibile. Evident, nimănui nu-i place să vorbească despre chestii care sunt foarte grele de dus, dar aș vrea să fii mai predispuși la a asculta atent și a oferi suportul pe care îl pot oferi la momentul potrivit, dacă sunt dispuși să o fac. Da? Că până la urmă, evident, fiecare are dificultățile sale, da? Orice om are ceva care poate să nu meargă la un moment dat. Și să creeze acel mediu favorabil pentru ca noi, cei cu tulburări mentale, să putem funcționa în societate. Și aici e vorba și în mediul academic, da? Și la școală, pentru adolescenți inclusiv, care se pot confrunta cu tulburări mentale, și la locul de muncă, și în spațiile publice, și să ne permită să ne manifestăm emoțiile, să nu ia așa de personal poate anumite manifestări ale emoțiilor, pentru că doar așa putem să învățăm până la urmă să ne acceptăm pe noi înșine, să le gestionăm, și asta până la urmă o să aducă la un moment dat, da, și la maturizarea asta emoțională în care toată lumea a întregii societăți. Exact. Da, da, da. Dar ce ar trebui să înțeleagă oamenii ca să nu le mai fie frică de tot ce înseamnă tulburarea mentală? Pentru că putem avea prieteni în jurul nostru care suferă de tulburare mentală, rude, în familie, în familia mai extinsă, în cea foarte apropiată, și poate să-i se întâmple oricui dintre noi. Exact. Ce ar fi bine să înțelegem ca să nu ne mai fie frică? Mi se pare că asta este o întrebare care o poți pune deja la o etapă mult mai avansată de dezvoltare a societății. Mie mi se pare că noi suntem încă la etapa aia foarte precoce. În primul rând, ar trebui noi să ne permitem să stăm cu emoțiile noastre și să nu mai fie frică de ele, probabil. Și atunci când nu ți este frică de emoțiile tale, nu ți mai este frică nici de emoțiile celuilalt. Că până la urmă, tulburarea mentală este inclusiv manifestarea asta, da? Sau se manifestă prin anumite emoții inclusiv. Dar atâta timp cât ne este frică, simțim disconfort, normal că o să ne fie frică și de celălalt. Deci începe tot de la sine. Și asta este, mi se pare, cea mai complicată, cea mai dificilă etapă. O spun pentru că inclusiv eu am trecut prin această etapă de a mă învăța să stau cu emoțiile cele mai dificile și înfricoșătoare. Și nu e deloc ușor. Dar este singura soluție sau singurul pas care ne poate aduce spre această conștientizare a ceea ce simte celălalt și minimizare, să zicem, a monstruozității tulburării mentale. Mulțumesc mult, Ecaterina. Și eu îți mulțumesc, Victoria. Transmit salutări pisicilor. Neapărat, neapărat. Și salutări pisoiului. Pisoi? E pisoi? Da, pisoi. Felix. Felix, salutări lui Felix. Mulțumesc. Da, apropo de podcastul la care te gândești, te-ai gândit deja la persoanele cu care o să vorbești? Am câteva în gând, da, persoane destul de apropiate mie, care la fel se confruntă sau s-au confruntat cu anumite dificultăți de ordin mental și, da, încă nu le-am întrebat dacă sunt dispuse să vorbească deschis despre asta, sunt în anticipare, da, și am așa și un pic de emoții, să văd cum vor reacționa, dar m-aș bucura foarte mult să accepte, pentru că îmi doresc ca cât mai multă lume să vorbească deschis, evident, în măsura în care nu-i afectează negativ despre ce, cu ce se confruntă. Să normalizăm până la urmă ceea ce se întâmplă cu toată lumea la o anumită etapă în viață. Da, mult succes! Mulțumesc foarte mult! Cred că exemplul tău o să-i încurajeze să accepte. Mulțumesc! Mulțumesc! Aștept mesajele tale scrise sau înregistrate audio ori video. Le poți trimite la adresa de e-mail corobanv@rfyrl.org. Aștept opiniile tale despre acest episod ori altele sau poveștile tale. Astfel vei deveni colaboratoare sau colaborator în Laboratorul Social. Sau poate vrei să discuți cu Ecaterina pentru podcastul ei. Poți să ne scrii și pe rețelele de socializare, dacă așa ți este mai comod. Vă mulțumesc pentru toate mesajele de feedback primite pe YouTube, pe Facebook și în privat.
Le aștept în continuare. Mă ajută să înțeleg ce îți place și ce ar fi de îmbunătățit în laboratorul nostru. Dacă ai ascultat episodul pe YouTube și ți-a plăcut, pune un like ori scrie în comentarii părerea ta despre acest episod. Ca să nu ratezi niciun episod, abonează-te pe una din platformele tale preferate de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify sau YouTube. Odată ce te-ai abonat, vei primi o notificare de fiecare dată când apare un episod nou și asculți când vrei de pe telefon, tabletă sau laptop. Subiectele pe care le abordez în laboratorul social sunt mereu actuale. Poți oricând să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum și de fiecare dată vei descoperi ceva interesant. De asemenea, ne găsești și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până joi, în podcastul Pe Agenda, sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. Luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți o dată la două săptămâni. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre, ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.